Mă numesc Veronica, pentru cine nu mă cunoaște, sunt în biserică de aproape 2 ani, deci chiar înainte de sărbătoare de Paști am venit în biserică. Până la venirea mea în biserică s-au întâmplat multe evenimente în viața mea care m-au făcut foarte mult să mă gândesc și să revizuiesc ceea ce s-a întâmplat în viața mea și cum s-a întâmplat. Eram într-o permanentă căutare a unui echilibru pe care nicicum nu puteam să-l găsesc, nu reușeam să găsesc liniște. Aveam tot, aveam casă, aveam prieteni, aveam familie care mă iubea, dar nu aveam ceva care să umple inima mea și sufletul meu cu acel echilibru, cu acel simț pe care trebuie, cu acea împlinire pe care fiecare om trebuie să o simtă în fiecare dimineață când se trezește. Deci după rugăciuni pe care eu le înălțam spre Dumnezeu, nefiind în această biserică, vin din context ortodox, totuși Domnul a făcut minunea să vină în viața mea o persoană care să-mi arate drumul, să-mi arate o cale, să mă aducă spre o lumină, care simțindu-i căldura și totuși adevărul este o lumină și adevărul îți dă o mare căldură în viață. Pot să zic că după venirea mea în biserică eu am găsit acel echilibru, eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Eu am înțeles că viața mea face parte din planul lui Dumnezeu. Eu am înțeles că eu sunt iubită de Dumnezeu și asta mi-a dat o mare încurajare și a dat sens vieții mele. Am înțeles cine sunt, am înțeles identitatea mea în Hristos și vreau să zic că nu poate fi nimic mai în nou. Deci eu pot să pierd tot în viață, dar eu nu voi pierde niciodată dragostea lui Dumnezeu față de mine. Mersi!